Este Dumnezeu. Când spune gustați și vedeți, ne îndeamnă ca să ne transporte în tot ce este mai frumos, sublim, unde în partea materială este cu neputință de a găsi. Acest lucru îl vedem întrituit în viața noastră prin multe evenimente. Ați observat că ce este frumos, parcă îți dă o liniște și totodată ai vrea să nu se mai termine acel moment sau timp în frumusețea lui. Atunci când ești absorbit de acea frumusețe, te scufunzi cu totul în acea fericire și uiți de tot ce este în jurul tău. Când înconjoară răul, vedem o altă ipostază a omului. Acela nu face parte din om, din ființa noastră. Căutăm imediat să fugim de el. Nu-l primește ființa noastră. Ne face o temere, o frică, mai ales dacă a lăsat o cicatrice în ființa noastră, deja ne-a marcat mintea și când vedem că se apropie un eveniment de genul acela, o ființă rațională și înțeleaptă îl ocolește. Iubiți credincioși, plecând pe acest percept, care este destul de logic, zic eu, și face parte din ființa noastră, să venim în pilda de astăzi. Să vedem ce vrea să ne arate Mântuitorul prin acest eveniment concretizat în pașii vieții Lui, pe semenii Săi și pe semenii noștri. Ne punem întrebarea ce cuvânt dulce avea Mântuitorul și cum de-i capta pe oameni. Oare cum de putea să-i fure și parcă să-i decorporeze? Parcă să-i smulgă din grijile lor, din neputințele lor și să-l asculte cu atâta dăruire de uitau că apune soarele, uitau de neputință. Această pildă, deși este măruntă, semănată prin Condei și prin Duhul Sfânt, în niște pagini și ajunse până la zilele noastre, fără numai că explică ceva, cine era cel ce le vorbea și cine erau cei ce l-ascultau. Știm cu toții că orice am vedea în lume, cât de măreț ar fi și ne-ar fura parcă din neputințele noastre, totuși la un moment dat te plictisești. Cât de bun ar fi! Dar vedem la Domnul când a început să le cuvinteze popoarelor, apostolii îl atenționează pe Domnul, slobat de norodul să meargă în sate, că era într-un loc pustiu acel eveniment, că este către seară și n-au mâncat nimic astăzi. Cât de oameni erau apostolii și lipiți de pământ. Dar prin această cugetare a apostolilor, care o arată evanghelistul de astăzi, nu înseamnă că ei nu înțelegeau ceea ce vorbeau Mântuitorul, ci anume arată grija care o aveau de popoare și totodată să ne arate ce înseamnă, ce este frumos și ce să căutăm în viață. Atât de dulce era glasul Mântuitorului, încât că omul nu se mai sătura auzindu-l. Spun Sfinții Părinți că glasul lui atât de dulce s-auzea de la kilometri. Nu că vorbea prin portavoce ca parlamentarii sau cine știe cine. El era ziditorul nostru. El era făcătorul cerului și al pământului. El știa unde să atingă coarda sensibilă a zidirii sale.
Iată-l pe Domnul, iubiți credincioși, cum îi decorporează pe oameni prin cuvântul său drag, cuvânt de mântuire. Totodată ne arată prin pilda de astăzi ce înseamnă binecuvântarea dumnezeiască. Noi fiind lipiți de pământ, uităm de partea spirituală, partea sufletească, care este partea covârșitoare ca importanță și frumusețe în ceea ce se numește om. Ne lipim de acest lut, gonim zi și noapte tot să lărgim hambarele, neglijând partea cealaltă a palatului veșnic, unde furii, cum spune Mântuitorul, nu intră și nici rugina și nici carul. Vedem că Mântuitorul le spune apostolilor, voi n-aveți de mâncare? Doamne, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Ce să ajungă la atâta popor care te ascultă? Iată-l pe Domnul cum arată minunea sa și totodată dumnezeirea sa. Numai lui Dumnezeu este binecuvântarea și binecuvântarea înseamnă înmulțirea, înseamnă creșterea. Noi ne-am învățat să punem o sămânță care are trupul ei în pământ. Restul nu știm ce se întâmplă. Și ne mărinimim în sinea noastră, iată ce recolt am făcut. S-o crezi tu, cel care te lauzi, este al tău. Oare tu ai pus acea sămânță, nici nu știi ce este în ea? Că dacă n-are duh de viață, ea nu răsare și atunci rămâi mâhnit. Iar duhul de viață nu-l pui tu, cel care ești stăpânul acelei semințe. Acele 5 pâini și 2 pești probabil erau din niște trăiști a unor oameni care le-au luat cu ei grijulii. Și atâta găsind, le-a dus la Mântuitorul. Binecuvântându-le, le-a spus apostolilor, așează noroadele toate pe pământ și dă-le să mănânce. Nu numai că au mâncat toți, ci au rămas și 12 coșuri de rămășițe. Nu încape în rațiunea noastră cum s-au umplut 12 coșuri de rămășițe din doar 5 pâini și 2 pești. Mintea noastră isteață, bineînțeles că suntem foarte deștepți, ce să spun. Poate ne închipuim că erau pâinile cât niște roți imense. Nici cum, dragi credincioși. Nici pești nu erau cât balene. Erau firești. Niște pâini în firescul lor, precum și pești. Arată Mântuitorul binecuvântarea, că nu a spus luați-le și le împărțiți, le-a binecuvântat și au mai rămas și restul. Iată ce înseamnă binecuvântarea la om, la Dumnezeu pentru om. Totodată desprindem un lucru atât de frumos care aș vrea și aș dori din toată ființa mea să ne stăpânească măcar un colțișor din aceste fărâme și ființa noastră. Omule, degeaba te trudești și storci haina de pe tine de sudoare să agonisești. Nu uita că-ți mai trebuie un lucru. Să-ți dea Dumnezeu binecuvântare, să te mulțumești cu ele, să te folosești. Ai masa plină, ai aur și bani în toată casa. Dacă n-ai aici, nu te stăpânește pacea, le dai foc la toate. Duce-vă-ți-vă la masa unui muribund.
plină de toate, nu are ceea ce trebuie, pofta. Deci pe lângă tot ce alergăm să agonisim, mai trebuie ceva. Și acel ceva nu este al tău. Este altuia pe care tu l-ai neglijat. Este acea, nu știu dacă e potrivit, acea frigiditate care nu mai este al tău, cea lui Dumnezeu. Fără numai ca acești 5.000 de bărbați, nu mai numărăm femeile și copiii, au uitat de ei datorită credinței care o aveau în acesta care le comutau. L-au cunoscut că este Dumnezeu. După credința lor, și Dumnezeu a făcut minunea în fața lor, că a mulțit pâinea și s-a umplut. Și a umplut ființa sa de acea dorită mâncare. Ați observat, frățile voastre, că de multe ori în viața noastră, atât de minoră față de minunea aceasta, de satul din nimica toată. Și atât de fericite simți față de o masă bogată și fastoasă care ți se întoarce în viață. Ne arată Domnul acea pace care curge numai și numai de la El. De această înțelegere de înaltă factură au mers Sfinții lui Dumnezeu. Au mers cei care i-au urmat exemplu acestora 5.000. Probabil că printre ei au fost, cum de obicei era secundat Mântuitorul și iscoade. Nu uităm că dintre cei 12 apostoli, martor a fost și Iuda. A văzut minunea înmulțirii pâinilor și a celor doi pești.